spus, relocarea deșeurilor din depozite. Deci relocarea înseamnă să le scoți de aici și le duci în alt, dar nu să reloc, să pun... Cum să se facă pe banii noștri? Cum să se facă pe banii ministerului? Așa ceva nu există. Nu poate absolut nimeni, le-am spus astăzi și domnul prefect este prezent, domnul vicepreședinte la fel, nu poate să le dea nimeni bani. Noi i-am ajutat atunci, i-am sprijinit și le-am dat autorizație pentru construirea acestor platforme temporare pentru perioada în care ei nu aveau finalizat SMID-ul. Acum au SMID-ul finalizat, în autorizație a avut trecută, inclusiv perioada de funcționare un an de zile, după care trebuiau să treacă, în urma asistării, la extragerea acestor deșeuri și să le ducă la celula 1. Nu s-a făcut lucrul acesta. Le-am spus astăzi să se întâlnească, să negocieze, să poartă discuții, să facă ce-or face, să facă parteneriate între comune, că au dus mai multe acolo, să-și identifice banii și să-i ducă. Mai au ceva. În autorizația de construire, li s-a dat, li s-a spus să se formeze contul de închidere. Da, le-aș cerut. Cod de închidere care să rog pe președintele Consiliului Județean să facă hârtie către ANAF sau pe domnul prefect către ANAF și să întrebe dacă societățile acestea au alimentat contul de închidere, care este suma aceea și eu vreau să știu și care este suma necesară închiderii acestei platforme, adică închidere, spun, prin relocarea acestor depozite.